Noua țări din Uniunea Europeană oferă 602 locuri de muncă pentru vâlceni în diverse domenii de activitate. Cele mai multe joburi sunt disponibile în Germania, 253, și în Danemarca, 165 de locuri de muncă. Se caută muncitori în agricultură, construcții, transport sau alimentație publică. Și în această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, prin rețeaua EURES România, oferă 602 locuri de muncă vacante în țări din Uniunea Europeană, respectiv spațiul economic european. Locuri de muncă cele mai multe sunt pentru Germania, 252 de locuri de muncă pentru tăietori de carne și producție. La aceste locuri de muncă nu se solicită limba germană, ci constă numai un avantaj, la fel și experiență, dacă există, pentru aceste locuri de muncă vacante. Danemarca oferă în continuare cele 165 de locuri de muncă la cules de mazăre de către firma Greenpeace, menționând că pentru aceste locuri de muncă vacante în Portugalia este prima perioadă martie-iunie, cele 65 de locuri de muncă vacante, iar în Danemarca cele 100 de locuri de muncă vacante perioada iunie-septembrie. Finlanda oferă 56 de locuri de muncă vacante, dintre care 30 de muncitori în agricultură cu legături de căpșuni și mazăre. Se solicită, dacă se cunoaște, dar nu este obligatoriu, limba engleză. Franța oferă 34 de locuri de muncă vacante, dintre aceștia 12 cu legături de sparanghel. Pentru acestea se solicită limba engleză sau limba franceză. Norvegia oferă 14 locuri de muncă vacante, dintre acestea 10 sunt construcții de schele și 4 de mecanici auto. Olanda, de asemenea, oferă 65 de locuri de muncă vacante, 15 dintre acestea sunt culegători de căpșuni, la care, de asemenea, nu se solicită limbă străină. Mai sunt electricieni, sudori, fizioterapeuți și conducători auto, iar Polonia oferă 12 locuri de muncă vacante, operator CNC, lăcături, strungari sau sudori. Pentru aceste locuri de muncă vacante se întocmește CV-ul în cazul în care nu se solicită limbă străină în limba română și se transmite prin e-mail la adresa de e-mail a angajatorului sau în limba engleză de regulă la locurile de muncă vacante la care se solicită și o limbă străină. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în Uniunea Europeană pot vizualiza ofertele complete accesând site-ul www.aneofm.ro/eures sau se pot prezenta la sediul AJOFM Vâlcea la compartimentul EURES.